Deșteptarea. O femeie din Afganistan a născut la bordul aeronavei care o evacua din țară imediat după ce a aterizat pe baza aeriană Ramstein din Germania. Ce o să scrie în certificatul de naștere al copilului? Sunt mai multe sisteme, țările au diverse sisteme. De exemplu, dacă se năștea deasupra spațiului aerian american, așa, primea cetățenie americană direct. Așa este considerat. Sunt o lege, ca să zic foarte simplu, e o lege a pământului și una a sângelui. Diverse state au diverse sisteme. Unele spun că dacă te-ai născut pe teritoriul nostru, asta e, primești direct cetățenia. Altele se uită la cetățenia părinților și spun, indiferent de locul în care te-ai născut, o să primești tot cetățenia și părinților. Și în cazul ăsta o să te uite la numele aeroportului? O să-l boteze Ramstein? 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 Crezi că va fi un afgan care se va numi Ramstein? Păi, așa ar fi frumos. Pentru că, uite, mama lui chiar a avut complicații în timp ce avionul se afla încă în zbor, din cauza presiunii scăzute. Din fericire, pilotul a decis să coboare în altitudine pentru a mări presiunea din aeronavă și așa a stabilizat situația și a salvat și viața mamei și a copilului. Când avionul a aterizat la baza asta militară din Germania, personalul militar medical a ajutat-o pe femeie să nască. Mama și copilul, e fetiță, au fost transportate la o clinică medicală din apropiere și sunt în stare bună. A avut noroc fetița asta că s-a născut unde s-a născut, nu? Deja a câștigat în viață faptul că s-a născut. Mă rog, Germania nu-i va acorda cetățenia, citesc acum, în sensul că recunoaște cetățenie doar dacă părinții sunt germani sau au avut cetățenie germană, dar faptul că s-a născut într-un loc bun de pe planetă, asta va însemna foarte mult în viața ei. Știi, ai stat să te gândești vreodată că și nouă ne e mai bine pentru că suntem cu 300 de kilometri mai la vest? Adică vorbesc din multe puncte de vedere. Viața noastră e mai bună pentru că stăm după o graniță mai prielnică. Doar 300 de kilometri n-ar fi despărțit sau nedespărțit. Nu știu, zic și eu, ai, om să nu exagerez. Da, cât, Dumnezeu, sunt cam până la așa. Republica Oricum, Moldova, Ucraina. România e un loc bun de trăit. E un loc bun. Sigur că putea să fie și mai bun dacă eram 1000 de kilometri mai la vest, dar putea să fie și foarte rău dacă eram 1000 de kilometri mai la est, adică... Deșteptarea.